Incendiu de amploare în comuna Chiajna, din apropierea capitalei. Flăcările au distrus acoperișul și mansarda a trei blocuri. Pompieri au fost nevoiți să intervină cu 20 de autospeciale. speciale. Incendiul a izbucnit la mansarda două blocuri lipite. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, Ilfov, au precizat că din cauza lipsei hidranților în zonă, intervenția pompierilor a decurs cu dificultate. Astfel că flăcările s-au extins ulterior și la cel de-al treilea bloc învecinat. Incendiul a fost localizat după aproximativ două ore. O femeie însărcinată de 23 de ani care a acuzat expunere la fum a fost transportată la Spitalul Universitar din capitală pentru îngrijiri medicale.